Bine, v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii, Legal 100%. Am observat de-a lungul timpului că sunt unele subiecte mai greu de înțeles pentru majoritatea dintre noi. Scopul nostru este acela de a vă ajuta să înțelegeți mai bine și noțiunile juridice. Iată, tema de astăzi pare a fi unul dintre acele subiecte destul de grele și asta mi-am dat seama și din întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului de la dumneavoastră. Vă lansez încă de la început această idee de a intra pe pagina de Facebook TV Recluj și de a lăsa acolo toate întrebările dumneavoastră pentru emisiunea legal 100%, fie că vă confruntați cu anumite situații juridice dificile, unde aveți nevoie de un sfat juridic, fie doriți să ne faceți propuneri de teme de emisiune. Cu siguranță vom lua în considerare tot ceea ce ne scrieți, la fel cum s-a întâmplat și pentru ediția de astăzi și vă spuneam că este un subiect greoi, este vorba despre. Consiliul Concurenței. Vom încerca să înțelegem care este rolul Consiliului Concurenței, ce notificări trebuie să meargă, să ajungă acolo, sau pentru ce situații suntem obligați să facem notificări către Consiliul Concurenței, care, într-o scurtă definiție, ar fi autoritatea administrativă autonomă, care are drept scop protejarea și stimularea concurenței pentru asigurarea unui mediu concurențiar normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor din România. Instituția pune în aplicare și asigură respectarea prevederilor naționale, dar și a celor comunitare de concurență, însă această instituție nu are competențe în domeniul protecției consumatorilor. Așadar, astăzi cumva încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu această instituție și pentru asta am invitat specialistul în platou. Alături de noi doamna avocat Diana Felgihan, bine ați venit. Bună ziua, vine văngăzi. Vă mulțumim că ne ajutați să parcurgem cumva tot ceea ce ar trebui să cunoaștem despre această instituție, fie că ne confruntăm sau nu cu ea. De multe ori spuneam și mai devreme, înainte să intrăm în uh, platou, că suntem prinși în discuții da, de natură juridică, poate, în care sunt menționați termeni juridici și de multe ori nu îi înțelegem. Iar scopul nostru este acela de a ajuta pe cei care ne urmăresc să înțeleagă și această terminologie. Să o poată folosi și, sigur că da, să-și rezolve mai ușor toate situațiile de natură juridică. Consiliul Concurenței. Care ar fi principalele atribuții ale acestei instituții? Consiliul Concurenței este o autoritate despre care se aude destul de puțin. Cu toate acestea, el investigează tot ceea ce înseamnă practică neconcurențială, tot ceea ce înseamnă monopol pe piața aceasta, un abuz de poziție dominantă, orice concentrare economică pe piață este investigată. Spre acest Consiliu al Concurenței se fac toate plângerile, el ia decizii în acest domeniu, de aceea are extrem de multe atribuții acum ne-am gândit așa la o primă la un prim auz a ceea ce ne-a spus dumneavoastră că sunt anumite firme, sunt anumite societăți care la un moment dat ajung să dețină monopol. Dar ar fi interesant să aflăm care este acel moment dat sau care este limita în sus, bănuiesc, de la care se consideră deja că o firmă deține monopol și, evident, balanța înclină uh, în partea acelei firme. Uh, și celelalte, bineînțeles, nu se mai află acolo, nu au o concurență justă din acest punct de vedere. Mm. Ideea de monopol este cea mai gravă pentru concurență. Ideea ar fi să nu se ajungă acolo, pentru că monopol înseamnă să avem un singur jucător pe piață sau un singur jucător semnificativ, celălalt fiind total nesemnificativ pe toată piața. Referă un anumit produs în mod exclusiv pe respectiva piață, dar nu mai există concurență în momentul în care avem monopol. Cum pentru a Până în faza în care se ajunge la monopol, există Consiliul Concurenței, care verifică orice concentrare economică, tocmai pentru a evita acest ajungere la monopol, care este extrem de dăunătoare unei piețe concurențiale. concurențiale. Poate ar fi bine să dăm niște exemple. Nu știu, suntem, iată, în Cluj-Napoca, aici se construiește văzând cu ochii, de exemplu. Nu știu, firmele acestea de construcții, există posibilitatea ca una dintre aceste firme să dețină la un un moment dat monopol, cum s-ar putea întâmpla acest lucru, ce ar trebui să facă pentru a ajunge în acel stadiu, sigur că da, cu consecințele de rigoare, respectiv notificarea din partea celorlalte firme de construcții către Consiliul Concurenței. Există posibilitatea aceasta. De-a lungul anilor au fost și mai multe amenzi celebre ale Consiliului Concurenței. De exemplu, una dintre cele mai mari este de 893 de milioane de lei, care a fost alocată unor întreprinderi din domeniul petrolier, pentru că în anul 2011 au stabilit în mod confidențial să scoată de pe piață un anumit tip de benzină. Aceasta a fost o practică neconcurențială. De asemenea, au fost la un moment dat o împărțire, și o amendă de 85 de milioane de lei, în care mai multe societăți farmaceutice care produceau insulină și-au împărțit piața de pe teritoriul României. Au existat și pentru poziție dominantă, abuz de poziție dominantă. De exemplu, Orinul, Vodafone au primit amenzi, inclusiv Poșta Română a primit amendă pentru abuz de poziție dominantă. Eu mă gândesc acum în felul următor. Aceste firme care fac aceste demersuri cunosc foarte bine această lege a concurenței și totuși fac aceste demersuri. Ce se așteaptă să nu notifice ceilalți Consiliul Concurenței sau cum se poate sesiza? ca să pornim așa, Consiliul Concurenței cu privire la săvârșirea unei practici ate interzise de legea concurenței uh, și dacă această sesizare trebuie neapărat să vină din partea altor societăți sau altor consumatori uh, sau uh, Consiliul Concurenței se poate și autosesiza. Deci Consiliul Concurenței se poate și autosesiza din oficiul. Pot să fie, poate să fie sesizat de către persoane fizice, de către persoane juridice, de către instituții, de către autorități, poate fi sesizat uh, prin plângeri, prin sesizări sau printr-o notificare. Poate fi de asemenea sesizat Consiliul Concurenței. Deci există mai multe variante. Ceilalți jucători de pe piață pot în orice moment să sesizeze Consiliul Concurenței, dar de cele mai multe ori, mai ales în cazul amenziilor amintite anterior, uh, s-a autosesizat Consiliul Concurenței. Dar sunt situații, bănuiesc, în care se fac sesizări justificate și a foarte multe altele în care poate acestea nu sunt justificate. Există totuși situații precise în care există obligativitatea notificării Consiliului Concurenței? Da, există obligativitate. Există obligativitate în momentul în care se creează o concentrare economică. Pentru a se crea o concentrare economică, trebuie să trecem de un anumit plafon ca să notificăm Consiliul Concurenței. Nu este greșită această concentrare economică, dar în momentul în care cifra de afaceri a întreprinderilor implicate depășește cumulat 10 milioane de euro sau două dintre întreprinderi și două dintre întreprinderi depășesc cifra de afaceri de 4 milioane de euro, este obligator notificarea Consiliului Concurenței pentru cu privire la acea concentrare economică creată. Și ce face Consiliul Concurenței odată ce este notificat cu o astfel de problemă? Consiliul Concurenței verifică ce se va întâmpla ulterior acestei concentrări economice. Concentrarea aceasta economică se va crea printr o fuziune sau o preluare de active a companiilor, ceea ce înseamnă automat o putere, un control mult mai mare. Consiliul concret este cel care verifică piața din punct de vedere geografic, ci din punct de vedere al produsului și efectele pe care le va avea această concentrare economică raportată la ceilalți jucători din piață și mai ales la consumatori. Deci, practic, acest Consiliu al Concurenței încearcă să țină un soi de echilibru, pentru că dacă există o astfel de concentrare economică, clar, iarăși, e o discrepanță între ceea ce realizează anumite societăți cu ceea ce rămâne să realizeze alte societăți de pe piață. Dar această concentrare economică se poate realiza. Doar în felul în care mi ați spus mai devreme a, fuziunea a mai multor a, societăți? Sau Am există este... mai multe tipuri sau feluri în care se poate ajunge la concentrare economică? A, nu este obligatorie fuziunea între societăți. Aceasta este o variantă. Pot fuziona doar anumite părți dintr-o societate sau prin achiziție de active, achiziție de. Uh, Valori mobiliare, prin contracte, poate fi de asemenea realizat o, o, o concentrare economică. Există mai multe variante. Deci, oricum, societățile trebuie să aibă în vedere acest plafon pe care ni l-ați spus. Da. Ei n-au voie, efectiv, este interzis prin lege să depășească uh, acel venit. Uh, da. Trebuie notificat în momentul în care depășim acel venit. A, Consiliul consiliu Concurenței verifica. poate fi de acord da. cu uh, poate fi depășirea. De acord. Deci nu este da. să nu creadă lumea da. acum că dacă ajung la venitul acela, se poate întâmpla, sunt cazuri, uh, e deja într-o ilegalitate, adică se așteaptă da. ca acest Consiliu al Concurenței să vină și să le stopeze activitatea. Da, dar în momentul în care ajungem la acel plafon există o, pre o prezumție că suntem extrem de puternici pe piață și da. de aceea toate uh, fuziunile acestea nu vor fi verificate în în cazul în care nu depășim plafonul. Dar când depășim plafonul, există prezumția de uh, putere, de concentrare economică creată, ceea ce înseamnă că trebuie automat să notificăm Consiliul Concurenței pentru a verifica situația de piață. Și dacă societatea din propria inițiativă nu notifică, există posibilitatea ca alte societăți să facă aceste notificări, nu să observe că e deja un soi de monopol. Pe de altă parte, uh, Consiliul concurenței se poate sesiza, dar e interesant cum află efectiv de acest plafon că a fost deja atins. Adică se fac și anumite controle din da, când în când. Se gând. fac controle, plus una dintre atribuțiile Consiliului concurenței sunt și studiile de piață. El în permanență știe și are informații despre piața în diverse domenii, studiile de piață și automat, în cazul în care va afla că a existat o astfel de concentrare economică fără a fi notificată, se vor aplica sancțiuni. Și în momentul în care societatea notifică, iată am atins acest plafon, Consiliul Concurenței înțeleg că poate să autorizeze respectiva concentrare economică, încercăm să înțelegem și aceste etape, că e destul de dificil în acest moment să creăm așa cumva un sumar cât de cât logic al demersurilor. Da, de exemplu, societatea X uh, dorește să achiziționeze, să cumpere activele Acțion, toate părțile sociale sau acțiunile societății Y. În momentul în care consideră că una dintre ele, în valorile cumulate depășesc această sumă, este dintr-un bilanț, vedem automat dacă depășim plafonul, deci este ușor de verificat. Toate aceste date sunt publice, Consiliul Concurenței are cunoștință despre aceste date. Ea va trebui să notifice Consiliul Concurenței, iar această notificare, de fapt, reprezintă un ansamblu de date cu privire la societatea inițială, la societatea creată și ceea ce va fi ulterior din această concentrare economică, cu privire la piața geografică, piața produsului, cum vedem dezvoltarea anumitor produse pe piață din momentul acela. Trebuie notificat Consiliul Concurenței. Printr-o adresă există o notificare standard care este anexă la regulamentul privind concentrarea economice și mai trebuie achitată o taxă, un tarif. Uh, și sigur, cine e interesat să facă o astfel de notificare, intră pe site-ul instituției și găsește exact acolo sunt toate, da. uh, această uh, această notificare. Cine stabilește sau cum se stabilește cuantumul amenziilor, de exemplu, presupunând de această dată că societatea respectivă nu notifică, iar Consiliul Concurenței ia act de trecerea peste acest plafon de care ne-ați spus mai devreme. Bănuiesc că automat se aplică o amendă, dar ne spuneați de câteva amenzi cunoscute, cumva, mm. pentru că au și fost mediatizate, sunt amenzi foarte mari, dar uh, sunt niște limite între care se uh, situează aceste amenzi sau uh, până la urmă se lasă la latitudinea Consiliului Concurenței să aplice un anumit quantum al amenzii? Există anumite limite și sunt destul de ridicate limitele acestea, de aceea s-a și ajuns la sumele menționate anterior. Uh, Poți să aplice amenzi de 1% din cifra de afaceri în cazul de exemplu Nerespectării notificării unei fuziuni, unei concentrări economice. Poți să aplice și amenzi de 10% din valoarea cifrei de afaceri, în, cadrul, în cazul în care, de exemplu, nu a primit un aviz pozitiv pentru concentrarea economică și, cu toate acestea, a preluat compania. Și mai există și variantă de amendă combinatorie de 5%, în sensul că se calculează pe zi de întârziere a neaplicării anumitor restricții oferite de către Consiliul Concurenței. Deci sunt extrem de mari aceste amenzi. Și societatea care este amendată se poate opune cumva acestei amenzi? Are posibilitatea să o conteste? Cum se întâmplă? Se în poate contesta ca orice fel de amendă. Poate fi contestată în instanță. Deci uh, Consiliul Concurenței are extrem de multe procese câștigate. Da, pentru că lucrurile sunt destul de clare. Este o procedură destul de clară cu privire la ceea ce înseamnă menzi și notificările existente uh, pentru anumite demersuri în sensul concurenței. Ne-am tot învârtit noi cu discuția în jurul acestor concentrări economice. Uh, am înțeles de la dumneavoastră că atâta timp cât Consiliul Concurenței este notificat cu privire la depășirea acelui plafon, uh, lucrurile pot să funcționeze în continuare uh, în bune condiții, respectiv Consiliul Concurenței să fie de acord sau să dea acceptul să autorizeze o astfel de concentrare economică. În același timp, există situații sau motive pentru care nu poate fi de acord. Uh, poate ne dați câteva exemple aici și de ce se întâmplă mai departe. Ce poate să facă societatea dacă nu este autorizată o astfel de concentrare? Că ne-ați dat exemplu cu cumpărarea părților sociale. Trebuie să le vândă înapoi ca să-și micșoreze plafonul sau cumva trebuie să înțelegem punctual. A, ce se întâmplă în mod efectiv. Uh, nu se va realiza acea cumpărare de acțiuni, de exemplu. Deci trebuie notificat înainte. Exact. Deci este blocată orice intenția. Actiziție. Da. În primul rând va fi o ofertă spre companie, de exemplu, pentru a verifica dacă există intenția de a vinde acele părți sociale uh, sau acțiuni sau orice active mobiliare, deoarece nu avem niciun motiv să notificăm Consiliul Concurenței dacă nu există o intenție de fuziune, de exemplu. Uh, în cazul în care există acea intenție, pe baza ofertei primite, se va notifica Consiliul Concurenței. Um ce se verifică și unde ar putea să existe anumite probleme. În cazul în care acea concentrare economică ar duce la un dezechilibru pe piață, în cazul în care ar deveni monopol sau, de exemplu, ar crește prețul produselor, se va verifica ce se întâmplă cu consumatorii, cu produsele oferite, cu ceilalți jucători de piață care pot fi influențați, dacă din punct de vedere geografic mai există alte produse sau ar ieși de pe piață în cazul acestei concentrări economice. Acestea sunt punctele verificate de către uh, Consiliul Concurenței. Dezvoltarea tehnologică, de exemplu, care se poate oferi. Dincolo de aceste amenzi, există și măsuri uh, complementare? Pentru că dacă vorbim de cifre de afaceri atât de mari, Sigur, și amenziile sunt mari, dar poate sunt unele societăți care preferă să plătească amenda și să-și vadă în continuare de uh, activitate. Pentru că în viața de zi cu zi auzim destul de des folosindu-se ei au monopol pe piață. Deci totuși au monopol. Consiliul concurenței a luat act de așa ceva, dar nu poate să facă mai departe nimic odată ce aplică amenda, nu le poate interzice, nu știu, continuarea activității. La un moment dat, într-un fel, se poate interzice continuarea activității, se poate bloca pe o anumită perioadă continuarea activității într-un anumit domeniu. Și există și alte sancțiuni care pot fi aplicate. Teoretic, se aude și este percepută ideea de monopol, dar uh, Consiliul Concurenței nu lasă societățile să ajungă la monopol, potrivit definiției legale. Deci, uh, monopolul nu există un monopol de 100%. De aceea, în momentul în care a existat o poziție dominantă, exact cum spuneam, pentru Orange sau Vodafone, au fost amendați și le-au aplicat și alte sancțiuni, uh, ceea ce a dus din nou pe lână de plutire și au intrat și alte. Uh, Alți jucători în schemă. Totuși, există situații în care anumite societăți ies cumva în evidență, par a avea controlul, să spunem așa, într-un anumit domeniu pe piață. Automat, deținerea controlului înseamnă și concentrare economică sau un pas către acest așa zis monopol sau se poate totuși deține. Controlul cumva, adică pot ieși anumite societăți în evidență, uh, neîncălcând în același timp aceste norme ale concurenței. Uh, aceste norme ale concurenței, deci crearea. De concentrare economică nu înseamnă automat încălcarea normelor de concurență. Acestea sunt verificate de Consiliul Concurenței tocmai pentru a stabili dacă se încadrează în limitele legale. Și deci, nu automat o creare o a acestei concentrări duce la un monopol sau o problemă din punct de vedere a concurenței. Când ne-ați spus la început de un produs, da? un produs care nu mai este realizat de către nimeni. Majoritatea au tendința aceasta de a veni pe piață cu ceva ce nu mai există. Și atunci, în acele cazuri, e tot la fel procedura? Adică trebuie în prealabil notifica Consiliul Concurenței. Vrem să... Nu știu, sau am inventat ceva, vrem să aducem produsul acesta, dar vrem să avem cumva exclusivitate în producerea lui. Uh, nu trebuie, pentru că nu e o problemă din punct de vedere a consiliului concurenței. Da, e o inovație, e un produs nou, nu e o problemă. Se poate verifica doar în cazul în care uh, ar distruge piața respectivul produs. Verifică produsul din punct de vedere al substituibilității cu alte produse, uh, de exemplu. Dacă acel produs ar... Uh, sau ar diminua extrem de mult întreaga piață a produselor similare, atunci ar putea crea un, o problemă din punct de vedere a concurenței. Plus că mă gândesc că și prețul cred că e foarte, e semnificativ atunci când vine vorba poate de același produs sau aceeași ofertă. Dacă anumite firme lasă prețul foarte jos, e cumva, știți că se vorbește sau se spune că o cutumă strică piața. Da, și au existat astfel de practici uh, anticoncurențiale în sensul că 25 dintre cele mai mari magazine uh, din România uh, la un dat, au avut o practică și discutăm despre magazine precum uh, Nu uh, trebuie să dăm nume, da cele mai mari existente pe piață oricum uh, au avut o practică anticoncurențială în sensul că și-au ales anumite produse pentru care a stabilit prețul Dar uh, această nebunie și care a fost este. de curând cu... Black Friday și așa mai departe, asta se încadrează, adică a fost acceptată de Consiliul Concurenței, Consiliul pentru concurent. că toate societățile sau toate firmele au dreptul să facă aceste diminuări ale prețului și atunci bănuiesc că au primit acceptul. Au fost verificate, cel puțin teoretic, de către Consiliul Concurenței și de, și de către ANPC aceste reduceri de Black Friday, deși exista o tendință de preț similar la concurenții de pe piață. Doamna avocat, fiind pe final, în ultimele două minute, v-aș întreba ce este indicele de concentrare a pieței, iarăși o denumire interesantă. Nu știu, unii ne duce cu gândul la ceva, pe alții chiar înspre nimic. V-aș ruga să ne faceți pe scurt un rezumat al acestei uh, definiții. Da. În cadrul notificării, să văd ce concurenței, se va calcula și acest indice. Herfindel hirschman se numește acest indice și, de fapt, ce reprezintă indicele acestea? Calculează valoarea de piață a jucătorilor importanți. Adică acest indice se va calcula pătratul cotei de piață a jucătorilor. De exemplu, dacă avem 5 jucători pe o piață, fiecare cu o cotă de 20%, cumva indicele va fi 2000. Uh, unde este problema? Uh, potrivit uh, legislației europene și directivelor de la nivel european, în cazul în care suntem sub 1000, ajungem la acest indice sub 1000, există o prezumție uh, că piața funcționează Bine. potrivit uh, regulamentului, potrivit legii. Dacă trece de 2000, automat există o concentrare mult prea mare din punct de vedere economic. Și acolo apar probleme, pentru că sunt puțini jucători pe piață care reușesc să creeze uh, o piață neconcurentă și nu mai lasă intrare altor uh, companii pe piața respectivă. Dar, calculeață. ca o statistică acum pe final, uh, acum, în prezent, uh, lucrurile stau destul de binișor în legătură cu acest indice. Cel puțin acestea sunt datele Consiliului Concurenței uh, sau cel puțin în zona noastră, dar uh, acest indice se poate uh, schimba până la urmă de la o calculare la cealaltă. Variate și se calculează raportat la fiecare piață a produsului. Da. A fiecare produs. Noi vă mulțumim pentru prezența de astăzi. Mulțumesc. Să sperăm că am, am înțeles și telespectatorii au înțeles câte ceva în legătură cu această instituție, Consiliul Concurenței. Trebuie să înțelegem și noțiunile repede, iar cei care chiar aveți de furcă cu aceste notificări, cu siguranță v-ați luat notițe. Vă mulțumesc așadar încă o dată pentru prezență, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!